Societatea Creștină de Unire a Principatelor Române, avem onoarea să avem în mijlocul nostru pe domnul primar Roman Irinel. Domnul vice Chirica Adrian, membri ai Consiliului Local, cadre didactice de la școlile 1 și 3, bucurându-se de susținerea fermă a împăratului Napoleon III, supranumit campionul autodeterminării popoarelor mici, pașoptiștii din ambele principate au putut colabora fructos pentru țară. În fața dorinței ajutoare de fericire, a spiritului Flăcărea de Unire, manifestat din partea tuturor pădurilor sociale românești, au trebuit să cedeze, rând pe rând, poerea conservatoare, puterile ostile Unirii, Turcia, Rusia, Austro-Ungaria, au fost contente, trebuia să cedeze în urma presumitor exercitate de Franța, unde 58 prevedea, printre altele, ca cele două principate să se numească Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei. Fiecare principat urmând să-și aleagă un principe, un guvern și o adunare legiuitoare. În acest context, la 5 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza va fi ales domn al Moldovei cu unanimitatea voturilor deputaților prezenți. Deoarece textul convenției nu stipula că domnii aleși trebuie să fie două persoane diferite, conducătorii luptei naționale au decis ca aleșul Moldovei să fie desemnat și în țara românească. În dimineața zilei de 24 ianuarie 1859, care va rămâne adânc săpată în inimile românilor și pe paginile istoriei noastre, deputații valahii au anunțat că în baza principiului sacru al unirii, tronul și
comparto cu alinile și voile dintre noi și ai introdus în mijlocul nostru strămoșața frăție. Fii simplu, măria ta, fii bun, fii domn cetățean. Urechea ta fie pururea deschisă la adevăr și închisă la minciună și la rătăcire.
am văzut ales puntate Anglia, ce poartă crucea zilul țării învejmânate, sub o mână, o coroană, întâlnite figurând și în vecea capitală, o mărează mănăstire, după luptă sângeroasă, moment de înfrățire, dar condorului domn plătită, stă tribut așteptând. Astăzi nu ni se cer lupte, sacrificiul de sânge. Vin urma de altă dată, altă țintă vom ajunge. Prin credință în unire, prin unire în dorinți, mari puterea lumea o parte la destinul ce ne așteaptă. Orizontul se însemnă, calea noastră este dreaptă și asupra ne se întinde un abun de proveniți. Cătălin? Ale înalt
în Carpați, falnici din strămoși, să împrejmuim cu aceleași inimi și peste an să fim la fel de bun. Hai copii să ne dăm mâna, să jucăm cu toți copiii, să întindem vora mare pe pământul României. Vino frate Ardelean, vino frate Moldovean, să întindem vora mare ca în fiecare an. Faceți roata cât mai mare, mâna strânsă pasul vău, să întindem vora Unirii cu toți neamul la un loc. Priceput cu coare dragă, să dea Dumnezeu să meargă.
fost adus degeaba, putere n-a avut să ridice n-a putut. Unde e unul nu-i putere, la nevoie și la durere. Dar cu toții au reușit, bolovanul s-a unit. Unde-ți dă putere crește și dușmanul nu răspește. Și îmi doresc ca toate momentele
istoria acestui popor, să le mediatizăm, să le punem în practică, să vă întâlniți cu toții la aceste momente, să vă obișnuiți unii cu alții, să vă cunoașteți aptitudini și aceste aptitudini pe care le aveți. Și mi-ai dorit pentru următorul moment pe care noi îl vom avea, de această dată în cadrul bisericii, pentru că este un moment de factură bisericească, este 1 februarie Sfântul Părinte Trifonul, Colectorul al Culturilor și Ogoară. Cei care doresc puteți participa și oferi un moment artistic. Acestea fiind spuse, vă urez să aveți un an cu multe realizări, cu multe împliniri.